Astăzi pașii călătorului prin România se vor opri la Deva. Bine ați venit în Deva, orașul cetate al Hunedoarei cu 60.000 de locuitori și o istorie de aproape 750 de ani. V-ați cazat și vă propuneți să vizitați principalele obiective turistice ale orașului. Vi le prezentăm în continuare. Cetatea Deva. Pe dealul vulcanic din Deva se regăsește cetatea romanică a Devei, ce datează din anul 1269. Este principalul reper turistic al orașului, încărcat de istorie, oferind o priveliște deosebită asupra împrejurimilor. Cetatea este accesibilă cu ajutorul unui telescaun care are program zilnic până la ora 19. Sunt anumite mărturii referitoare la existența unui tunel ce leagă cetatea Devei de castelul Huniazilor. Aleea campioanelor la gimnastică. În parcarea cetății, înainte de telecabina, a fost amenajată o alee dedicată marilor campioane ale gimnasticii românești. În total au fost turnate 15 busturi de bronz, ce le înfățișează pe gimnastele Nadia Comăneci, Caterina Sabo, Daniela Silivaș, Simona Amânar, Gina Gogean, Lavinia Agache, Andreea Răducan, Maria Olaru, Daniela Sofronie, Monica Roșu, Lavinia Miloșovici și pe antrenorii acestora Marta și Bela Caroli, Mariana Bitang și Octavian Belu. Aleea nu a fost amenajată întâmplător în Deva. Aici se află clubul sportiv la care s-au antrenat ani de zile și de la care au pornit în lume pentru a-i face pe români mândri. Castelul Magna Curia. Pe o latură a parcului cetății se află și cea mai veche clădire monument istoric din Deva, Castelul Magna Curia sau Betlen. Clădirea a fost ridicată în secolul al XVI-lea de către capitanul civilizației dacice și romane. Clădirea aparține din punct de vedere arhitectural stilului baroc. În interior sunt expuse obiecte din epoca bronzului, a fierului și unele exponate descoperite la cetățile daco-romane, de care județul nu duce lipsă. La intrare sunt amplasate busturile lui Horea Cloșca și Crișan, cei trei conducători ai răscoalei din 1784. Zona pietonală a străzii 1 decembrie 1918. Nu se poate să nu ajungi pe principala arteră a orașului. Seara este cea mai animată zonă din oraș. Aici se întâlnesc localnicii și turiștii deopotrivă. Se întinde din fața parcului cetății către Casa de Cultură până la statuia împăratului Roman Traian. Unele dintre cele mai importante clădiri din oraș se află aici. Colegiul Național de Cebal, Prefectura, Primăria, Teatrul de Stradă. Terasele nu aveau cum să lipsească, fiind cel mai bun loc pentru o cafea sau o limonadă.